Vă salut, dragi oameni buni. Cum am văzut prin comentarii, că mi-aș cerut să discut un pic despre King și despre asigurarea Murphy, în videoclipul de astăzi asta vom face. Trebuie să încarc 2 paleți pentru Germania. Teoretic trebuie să încarc 2 paleți. Acum voi vedea, am lăsat actele la birou și mi-a spus să deschid, să aștept. Între timp ce facem, pregătim kingile. Da? Așa ca idee. Cu kingile să începem. În primul rând, kingile trebuie să fie intacte. Să nu aibă rupturi, zgârieturi, înnodături. Trebuie să fie intacte, fără nicio improvizație. La fel și scripeții ăștia, să nu fie rupți. Aici să fie ok. Cum vedeți eticheta asta, deja asta de aici deja cade, nu-i bun. Și dacă te oprește poliția cu kinga asta pusă pe marfă, îți va anula pur și simplu kinga și va spune că nu este ok. Eu pe asta nu prea o folosesc, dar o țin de rezervă pentru orice eventualitate. Cum vedeți asta așa, trebuie să fie, da, intactă eticheta. La fel și în partea asta la anta. Asta e eticheta scripetelui și asta e eticheta kingii. O kingă de asta susține 750 de kg. Da? Acum, colțarii. Acești colțari se pun pe marfă pentru a proteja kinga, da? Pentru a nu se rupe, pentru a nu se zgâria, pentru a nu se tăia. Doar atâta fac colțarii ăștia. Nu susține și nu ajută cu nimic ca marfa. Da? Orică îi pui, orică nu-i pui, tot aia este. Da? Mai am aici 2 kingi. Iau să le pregătesc și pe astea 2. Da, eu în total am 5 kingi, dintre care o să folosesc doar 4. Dacă sunt 2 paleți. Și un palet, nu? Și un. Two pallet. Yeah, perfect. Okay. Okay. I go to office. I go to office, no? Office. Okay, thank you. Bun. Am încărcat și paleții. Iar acum să îi asigurăm. Să fiu atent să nu iau kinga aia, deci kinga aia rea este în mijloc, ar fi a doua de aici. Bun. Deci, în primul rând, având în vedere marfa asta, până aici colțar, colțar, și le dau în spate. Se prinde de aici.
se trage după colțar. După cum am spus, colțarii ăștia protejează keying-a, da? În situația de față nu prea are ce să protejeze pentru că este carton. Și strângem aici. Strângem cât ne permite. Având în vedere că e carton, nu putem să strângem prea tare. Cred că este suficient. Așa. Strânge keying-a asta toată. Se pune deoparte. Bun. După, altă kingă. Eu întotdeauna îi pun în față o kingă. Aici. De aici mă duc așa. În cazul în care pun o frână, marfa nu pleacă. Deci marfa nu vine în față. Da? Să strice frigider, să strice alte lucruri. Mai luăm un colțar. Prindu-i de aici așa. Hai, intră. Ideea e că trebuie să fie foarte strânsă și kinga ca să ține, să puteți să începeți să strângeți. Așa, să o ridic un picuț de aici, eficient, și se continuă strângerea. Important aici să fie întotdeauna dreaptă, să nu se îndoie acolo, că o să fie problemă. Bun, după care același lucru. Se strânge, se pune aici. Acum să trecem în spate. Din nou, alte două colțare. Unul aici și altul aici. Kingă. Întotdeauna este bine ca kingile să le pregătiți dinainte. Gen în momentul în care sunteți încărcați, doar le luați și le puneți. Bun, aceeași chestie. Așa. Și se strânge. O să încerc să lăsăm mai puțin de clansers pe alalt. Atât. Același lucru. Bam, 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 bam. Bun. Iar acum iau kinga asta. Eu m-am obișnuit să folosesc toate kingile pe care le am. Cel mai bine e să fie marfa cât de bine asigurată. O dau aici. Tu, du-te acolo. Așa. Din nou, în momentul prinderii, uite, te-ai prins acolo, te-ai prins. Acolo te-ai prins. Totdeauna trebuie să fie așa, cu ăsta în sus și dreapt. Nu iau să vă faceți o idee, eticheta să fie în jos. Este cel mai bine. Eu mai aveam aici. Asta este un colțar, dar e cam rupt. Facem o șmecherie cu colțarul ăsta rupt. Uite așa. Acum să și stea. Dar trebuie să stea, că nu este după el. Și se merge în spate. Din nou, da? Cum am spus, e important să fie dreaptă.
se trage, vedeți, se strâmbă, da? O îndreptăm, întoarcem de scripete. O reglăm pe mijloc și o ducem aici. Și din nou strânsă, dar nu foarte tare. Deci asta oarecum ar fi o siguranță în plus, aș putea spune. Având în vedere că merg în Germania, este o siguranță în plus. Ok. Bun. Deci, practic, în momentul de față, marfa mea este asigurată. Da? Acum, că tot ziceam, da, de Kinga asta rea, da, care are eticheta ruptă și nu este bună. Având în vedere că marfa este asigurată, destul de ok, o să folosești această Kinga. În cazul în care mă oprește și o să zică ceva, o desfac și aia este. Da? O desfac și aia este. Acolo. Așa. Oprim din partea asta. Aici oricum stă, nu cade. Nu-mi place cum stă colțarul ăsta aici. Nu-mi place cum stă Kinga aia acolo, dar vedem ce putem să facem. Da, din nou aceeași chestie, să fie dreaptă. Da, mai iau, uite. Uite așa. Da. Acum dacă o strâng, o să pun rezistență și o să se îndrepte. Bun. Dreaptă și aceeași chestie. Aici și aici. Eu am doar colțari ăștia. Dacă aș mai fi avut colțari, aș mai fi pus colțar aici și colțar aici. În situația de față, colțarul nu protejează Kinga, protejează cartonul. Da? Sunt situații și situații. Și asta este marfa noastră. Luăm Kinga și o punem aici. Da? Se poate să prinde și un pic mai tare. Până la urmă nu are nimica. Aici ține. Merge și pe partea cealaltă, așa. Aici ține jos. Asta nu pleacă nicăieri. Și asta a fost. Din nou, asta nu pot fi foarte, foarte strânse să stea fixe, deoarece este carton și nu îmi permite, da, dacă era palet, nu știu, din plastic sau cutie din metal sau ceva dur, da, puteam să strâng până nu mai mergea. Dar în situația de față nu am cum, pentru că distrug cartonul și nu are rost. Nu are rost, că nu mă ajută cu nimica.